Salut, prieteni, suntem la bordul ultimei generații de Kia Niro Hybrid HEV simplu. Se vede foarte bine că am plecat de 6 km în regim bară la bară, consumul e 7,1. Suntem în București, se vede Mihai Bravo, ora 10 dimineața. De ce venim și spunem, sau mai bine zis, haideți să vă explic cum funcționează sistemul full hybrid de la Kia. În primul rând, vorbind de un sistem full hybrid complet atipic față de ceea ce știai la Toyota, pentru simplu fapt că acumulatorul este mult mai mare, are aproape 2 kWh, o baterie montată undeva în zona banchete din spate, da? Mașina are și roată de rezervă, atenție, mașina asta nu e un compromis cum vendem la alții, adică gen pleacă roata de rezervă, îți vine un acumulator mic și bă, știi ce, nu mai e roată de rezervă. Bun. Mașina are față de modelele concurente, este complet atipică pentru că vorbim de un comportament rutier diferit față de ce te așteptai la Toyota. Dau un exemplu, dacă Toyota cele mai răspândite mașini. Toyota are o transmisie ECVT care are două motoare electrice integrate care au funcția de cele două variatoare și banda aia metalică de la CVT-urile clasice. Aici nu este cazul, aici vorbim de o cutie cu dublu ambreiaj electrificat, adică vorbim de o mașină care are o cutie rapidă, deci cea cu dublu ambreiaj schimbă rapoarte, frate, deci adică când mergi pe, are și modul sport, te pot să vă arăt acum, are modul sport, dar este irelevant pentru că are și padelele astea, da? Adică nu este nimic fake feeling-ul de tramvai de ECVT de la gama Toyota. Adică dacă vrei să mergi dinamic, poți să mergi dinamic. Dar e sport, ai padele, poți să schimbi vitezele, poți să te duci în turații. Uite, ți arată acolo rotații pe minut, pentru că când ești pe modul sport. Ok. Tot timpul în viața ta o să mergi în modul confort. Și ăla e consumul de București în ultimii 7 km. 6,5 litri consum de 1.5 diesel de Logan, adică fără frică din punctul ăsta de vedere și fără frică și voi cei care aveți, vreți să treceți de la Toyotele ECVT, vreți să treceți spre ceva mai dinamic. Bun, mașina nu are un dinamism senzațional, mai ales acum în 2024, pentru că noile norme de poluare au forțat un pic producătorii Kia și Hyundai să scadă un pic puterea motorului pe benzină sub 100 de cai, însă este irelevant pentru că motorul electric are peste 50 de cai putere și când vorbim de peste 50 de cai, vorbim de 160 de Nm. Da, nu are 100 de cai, cum vedem la MG3 Hybrid Plus, în schimb este un motor decent. Aici, în exemplu, uite, în regimul ăsta de bară la bară mergem electric, uite, Evo, da? Și ai un e-app în față, o mașină care a costat 30.000 de euro și ți-a dat rabla vreo 10.000. Nu știu dacă merită să-ți mai cumperi o mașină electrică, pentru că efectiv eu mai am un sfert de rezervor din cei 40 de litri și mai merg 124 de km, adică efectiv poți să te duci și 900 de km în oraș fără niciun fel de problemă cu 40 sau 42 de litri. Și în momentul ăla este game over mașina electrică, pentru că asta este eficientă. Bun, evident că iau și o variantă plug-in pe care ți-o încarci, cred că are baterie de 11-12 kWh, merge vreo 50 de km în oraș în modul electric, Niro plug-in hybrid. Bun, aici nu este cazul, aici vorbim totuși de varianta HEV, care are cel mai bun preț din punctul meu de vedere, pentru că este o mașină cu un preț de achiziție decent, undeva la 32.000 de euro. Și la 32.000 de euro primește o mașină foarte bună calitativ. Atenție, este peste Kia Ceed, peste Kia Ceed, peste Toyota la capitolul materiale, comportament rutier și efectiv vorbim de o mașină care se conduce foarte, foarte bine, caroseria este antifonată și suspensia este mult mai bună decât, nu este rigidă ca la celelalte. În schimb, se vede că este un produs făcut în Corea, adică vorbim de un produs foarte, foarte, foarte fiabil, adică trebuie să te gândești că Toyota CHR este făcut în Turcia. Da, aici n-am nimic cu Toyota, dar bă, ăla e un produs turcesc, da? Yaris-ul Cross este un produs francez, made in France, da? Să compar tu niciodată, chit că sunt făcute în usinele Toyota, niciodată nu să compari un produs Toyota făcut în Japonia cu un produs Toyota făcut în Turcia sau un Toyota produs în Franța. Așa e și aici și la cei de la Kia. Modelul ăsta este produs în Corea de Sud, n-are nicio legătură cu Kia Europa, da? Se vede foarte bine, până și butoanele sunt complet diferite. Spumă poliuretanică pe uși, spumă poliuretanică pe planșa de bord. Este bine antifonat, uite, consumul ne-a scăzut la 6,4 litri la 3 km.
Deci cam asta e toată povestea cu Niro Hybrid. Este o mașină un pic anonimă pe piața din România, pentru că este o mașină scumpă, în schimb trebuie să te uiți un pic și la nivelurile de echipare, adică chiar și varianta de bază îți oferă foarte, foarte multe dotări. Din păcate, Niro este un blockbuster în Europa de Vest și din nefericire nu în România. De ce? Pentru că în România lumea își cumpără sportici. Ok, bun, suntem o țară de suviști, foarte bine. Foarte bine, băi, luați-vă, fraților, SUV-uri. În schimb, dacă mergi în București 99% din timp și chiar mergi în oraș, în București, nu vorbim într-un oraș civilizat cu locuri de parcări mari sau alte alea, gen în America sau alte țări în care poți să-ți parchezi și un F-250 acasă, eu zic că o mașină din asta micuță, mai micuță un pic, crossover cum e Niro, eu zic că e o soluție. Din cauza aia se vând foarte multe CHR-uri. Bine, din cauza asta se vând și multe RAV4 în România, adică, na, că, mamă, RAV4, mi-ai luat, bine, car 500 de kilograme în plus cu tine, anapoda, din punctul meu de vedere. Bun, RAV-ul ca și Sportage-ul Hybrid sunt mult mai performante, pentru că au motoare mai performante, cutii automate cu convertizor. În schimb, și Niro ăsta este o soluție foarte, foarte bună pentru cei care faceți foarte, foarte mulți kilometri. Și nu cred că și-a cineva vreodată să un Sportage Hybrid sau un RAV4 să facă ride-sharing, dau un exemplu, da? În schimb, toate mașinile de ride-sharing sunt Prius. Deci, puteți să vă faceți voi calculul. Deci, Niro ar putea fi, fără niciun fel de problemă, o mașină de flotă, o flotă de ride-sharing, fără niciun fel de discuție, mai ales că are 7 ani garanție sau 150.000 de kilometri, adică are mai, o garanție mai mare decât Toyota. Toyota are 6 ani, dacă nu mă înșel, și garanția reală este de 3 ani sau 100.000 de kilometri pentru tot ce înseamnă sistem electric, acumulator și tot ce între... Ba nu, cred că partea de mecanică are 3 ani sau 100.000 de kilometri și acumulatorii, cred că acumulatorul are un pic mai mult. Dar, v-am zis, în 2024, mașinuța asta este o soluție pentru cei care vor să-și cumpere o mașină decentă, să nu-mi bage niciun ban. Consumul este penibil, 6,5, merge în electric. Și nu mai este, nu prea mai văd o mare diferență față de Toyota. Adică, bă, în Toyota în trecut era o treabă. Da, mă, ție un... Pf, mamă, să vezi ce cu tare. Că ție o Toyota, că ai garanția că o să fie pe viață și cu... Bă, sunt mașini foarte fiabile. În schimb și ăștia deja sunt la a doua generație de Niro Hybrid și după cum bine vă uitați cum calcă peste linia de la Mihai Bravo, adică efectiv calcă ca un SUV și are roți mari, adică cu talon mic, adică nu e varianta cea mai fericită pentru a face o semi-offroad urban cu ea, adică ai comportament de SUV, doar că ai o mașină mult mai dinamică ca un SUV. Și da, asta ziceam, ei au ajuns la a doua generație, deci nu mai sunt, să zicem, problemele din tinerețe de la sistemul hibrid vechi. Din cauza aia ei și păstrează cutia asta electrificată și, atenție, pe varianta hybrid, plug-in, da, care este un pic mai performantă decât asta, motorul electric este unul mai puternic în cutia 6 DCT electrificată, culmea, aceeași cutie. Da, motorul electric este un pic mai puternic, în schimb mașina are aceleași caracteristici. Deci aici trebuie să țineți cont de faptul că totuși mașina se conduce admirabil, așa arată sistemul de navigație noaptea, consumă puțin, este foarte silențioasă și are o calitate de fabricație mai bună decât Toyota. Da, știu că o să-mi săriți în cap, o să ziceți, da, bă, Toyota, bă, frate, are plastic de Logan. Foarte, foarte multe probleme le are Toyota, pentru că Toyota a redus costurile de fabricație și asta se vede foarte, foarte bine pe mașinile din 2024. Mulțumim!